Salut, dragi posesori de SEAT și dragi colegi de suferință. În cazul în care vă întrebați ce caut aici, ia uitați. Acesta este switch-ul de la pedala de frână responsabil cu aprinderea lămpilor de frână. În momentul în care se defectează dumnealui, o să vi se aprindă în bord spirala de la bujii și o să pâlpâie, o să se aprinde intermitent, nu mai știu exact cum s-a aprins la mine, fie galben sau roșu, intermitent, nu mai știu. Și nu o să mai aveți stopuri pe frână, adică nu o să vi se mai aprindă stopul pe frână. Ca să ajungeți aici să-l schimbați, nu e mare inginerie. Trebuie să desfaceți șurubul ăsta. Aici sus aveți un clips, aici alt clips. O să mai fie un șurub aici. Și în partea asta aici o să aveți 1, 2, 3 șuruburi. 3 șuruburi pe partea cu siguranțele. Ca să scoateți bucata asta de plastic. Vedeți? Da? După care să scoate mufa de aici și mufa de aici. Dacă nu știți ca mine cum să scoate chestia asta, e foarte simplu, de la 0 de aici, da? O dați așa și țineți apăsat pe ea. După care trageți în spate și să scoate butonul ăsta cu totul, adică este tot contactul, nu pot eu acum cu o singură mână să-l scot. Dar în fine, ca să ajungeți unde ziceam, trebuie scos plasticul ăsta tot, da? Nu e foarte greu de scos. După care o să găsiți aici pe pedala de frână, pe dânsul, da? Acesta este senzorul, switch-ul de la frână, contactul de la frână, cel original, în care o să găsiți mufa asta. Vedeți mufa asta? Are aici un colțișor și aici un colțișor. Strângem cu degetele amândouă și se trage în spate. După care, contactul ăsta se înlocuiește foarte simplu, se sucește spre stânga de el. Vedeți? Și a ieșit imediat. Da? Acesta este cel vechi pe negru, iar acesta este cel nou pe verde, care spun cei de la Volkswagen că nu o să se mai defecteze. Da? Le-au remediat problema. După cum vedeți, ăsta a avut ceva vaselină aici. La mine ce se întâmpla? O singură dată mi-a făcut probleme de nu s-a mai aprins și atunci era să intre cineva în mine din spate pentru că eu am frânat iar stopurile nu s-au mai aprins. Iar odată mi-au rămas aprinse. Da? Au stat aprinse cred că vreo oră și ceva până când le-am observat eu. Și acum ca să-l puneți la loc, foarte simplu, cu partea asta în sus, să pune acolo, vedeți? Și se sucește spre stânga, spre dreapta, nu spre stânga, spre stânga să scoate, spre dreapta să montează, se sucește spre dreapta până face click, după care să pune mufa și ea la fel până face click. Și asta este toată ingineria. Tot aici, dacă o să căutați, o să găsiți și panou cu relee 109, cel pentru pornire, dacă nu mă înșel. 103 este releul pentru bujile incandescente, releul 100, releul 53, celelalte nu mai știu exact ce fac, mai sunt releși pentru semnalizări. Văd că aici la mine lipsește unul, probabil că a fost pentru vreo opțiune pe care eu nu o am pe mașină, după cum vedeți sunt multe găuri lipsă aici, da, avem și niște siguranțe pe aici, văd, nu știu de la ce sunt. Dar dacă aveți probleme, e bine de verificat și ele vreodată. Și cam atât cu switch-ul ăsta. Eu l-am schimbat, e vreo 120 de lei cel pe original. Acesta este cel vechi. Acum funcționa corect, dar dacă am avut timp astăzi, zic să-l schimb. L-am schimbat și sper să nu mai am probleme cu cel nou. Dacă v-a fost de folos și m-ați urmărit, vă salut și numai bine!